Ce facem, ce facem? Ghicim și călătorim, evident, premiul de 1000 de euro astăzi. Da. Astăzi, noi credem că astăzi se găsește cel puțin țara, dacă nu și orașul. Da, dacă nu și tichetul. Două chiar. 0372069599. Intrați în direct cu detaliile pe care le-ați aflat încă de ieri, de pe site, pe europafm.ro. Hai să vedem ce spune. Uite, Mihai, nu Mihai. Stai așa, că ne ajută Anișoara. Anișoara. Bună dimineața, Anișoara. Anișoara. Linia 6. Anișoara. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Ce mai faci tu, Anișoara? Sunt la muncă. Ce mai e pe la muncă, pe la veselie? E lume? Nu, nu prea. Nu prea e lume. Toată lumea în concediu. A, ce drăguț. Da. Așa avem și noi sentimentul ăsta. Da. Toată lumea în concediu. Numai noi nu. Da, lasă că ne răzbunăm. Dar ce lucrezi tu, Anișoara? Contabil. Oh, ce drăguț, contabil. Ai o grămadă de treabă pe cuvânt. Frate, nu știu, vă invidiez, nu știu cum faceți. Cu toată legislația asta care se schimbă tot timpul, am tot respectul pentru contabil și pentru matematicieni. Da, mulțumim. Ce nu înțeleg, respect. Matematicienii au probleme cu frizerul, dar restăm bine. Anișoara, ai fost atentă la indiciile de ieri, la întrebările de ieri? Fost. Vreau să ajut și eu viitorul câștigător. Ah, bravo, mai ia, știi? Hai. Da, înțeleg că este o țară care începe cu o consoană și m-am gândit la Cehia. Așa că întreabă-ne, este... Este Cehia. Este Cehia? Ne întreabă Anișoara. Indiciul cu consoana a fost determinant în alegerea acestei țări? Nu, și că este în Europa și că când s-a întrebat dacă este în nord, ați oscilat un pic. În vest. Nu prea. În vest, da. Sau nord. Nu, în nord. Așa, 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 în vest. Așa, așa, așa. Păi, practic... Dar Cehia e în nord, uite, ca să avem... Nu este, e mai unde central. Este? Păi asta ești, dacă central. Te întreabă e în nord, ce îi răspunzi? Nu. Deci spui nu. Nu, dar ideea a fost dacă e în vest. În vest a fost. Că ai fost vest. În vest și ai zis... Ce în vest? Răspunde... Da, 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 vest, scuze. Vest, răspunde-i e. Fetei dacă e în Cehia sau nu. În Cehia, domne, ce în să Cehia, spun? Domne, că sunteți voi deștepți și știți unde este Cehia. Arinșoara... Luca ce? Și cu mine mai punem 1000 de euro ce? Dacă e practic în centru. Dacă răspunzi azi direct. E la vestul României și la nordul Italiei și la estul Franței, deci e foarte vagă. Da. Hai să vedem de ce în Cehia am ajuns bine. În Cehia. V-am zis că dure mai departe. Este? Țara, ha? Deci este în Cehia. Da, răspunsul este da. Afirmativ. Da? Să știi la că Praga. George a glumit cu mie aia. Să n-avem da. Este la Praga, ne întreabă Anișoara. Băi, vă întindeți cu chestia asta, dar da, este la Praga. Da. Da. Ce ți-a zis, îmi pui și tu la Carlo Vipari. Și cumva la ceasul din Praga. Este la ceasul din Praga. Ceasul astronomic. Da. Era prea simplu. Frumos ceasul ăla. Toată lumea stă, se duce acolo, așteaptă să iasă, să se plimbe. Din păcate n-am fost. A, da. Trebuie să te duci, e foarte frumos. Da, trebuie să mergi neapărat. Da. Și sunt, atenție, sunt foarte multe lucruri de văzut, vizitat în Praga. Realmente. Da. Dar ceasul astronomic este unul dintre obiective, dar nu este tichetul acolo, dar îți mulțumim, Anișoara, ai fost foarte simpatică. Anișoara a fost foarte bună astăzi, a rezolvat jumătate de bani. Foarte multe berării de vizitat în Praga. Înapoi l-a calculat contribuții sociale. Mulțumim, Anișoara, ai fost foarte, foarte simpatic. Andreea, bună dimineața! Bună, Andreea! Bună dimineața, bună dimineața! Salut! Andreea? Andreea sau Andrei? Da, da, Andreea cu Timotei împreună. Cu cine? Așa, cu Timotei. Stai că nu sunteți împreună. Azi am zis Andreea, așa, Andreea aveam aici și Andreea era răgușită, știi? Și dar eram indus în eroare. Da. Da. Ce face Andreea? Cu ce te ocupi? Uite, mergem la muncă. Mergeți la muncă. Dar vrem să mergem cu 1000 de euro. Iai, poate mergeți cu 1000 de euro. Colegi de serviciu? Nu, frați. Frați. Frate și soră. Fain. Colegi de familie, ca să zic așa. Da. Hai, Andreea, întreabă-ne. Întreabă. Ziceți, este fraților. Cumva la Castelul Praga? Este la Castelul din Praga? Ăla de peste... Cum se spune castelul? Nu mai știu cum se cheamă. Ăla de peste... Peste... Vâltava. Peste Vâltava. Da. La ala te referi, nu? Da. Bineînțeles. Cel mai mare castel antic din lume, mă rog, nu-i chiar așa antic... Da. Castelul din Praga. Frumos castel. Foarte frumos.
Trebuie să urci până la el. Haide, mă! Hai că nu e, ce să fac? Mergeți la muncă! La muncă, da, la muncă, muncă Andreea. Andreea, stimotei, vă pupăm, vă mulțumim. Azi doar fete, să știți, au fost Anișoara, Andreea, e și Mariana cu noi. Bună dimineața! Bună, bună Mariana! Bună dimineața! Așa. Tu ești deja la muncă? Multe indicii, nu sunt la muncă. Ești pe plajă? Sunt în concediu. Ești în concediu, treabă. Bravo. Atunci ai șanse mai mari dacă ești în concediu, ești mai relaxată. Clar. Ai fost în Praga? Nu am fost în Praga. Neapărat ar să mergi. Drăguț. Oraș foarte frumos, dar să nu te duci vara și nici iarna. Da. Vara deci, e foarte cald și primăvara. Da, vara e foarte cald și aglomerat. Și iarna este foarte, foarte frig. Foarte și aglomerat. Aglomerat e întotdeauna, importantă e vremea. Hai, da. Mariana. Te rog. Este într-o clădire. Păi, doar, nu era să-l lăs... doar nu eram să-l lăsăm pe stradă, săracul de el. Da, este într-o clădire. Este în turnul astronomic de la Biblioteca Clementina. Uite că nu știu turnul astronomic de la Biblioteca Clementina, încă un lucru de văzut, dar răspunsul este nu, nu este în turnul astronomic de la Biblioteca Clementina. Unde, vă știți unde e Biblioteca nu Clementina? Nu știu, n-am fost la, dar eu am vizitat mai mult berării la Praga. Berării, ah, e unul din puținele locuri din Europa unde te simți bine român fiind, că în sensul că e mai ieftin ca la noi. Nu tot timpul. La Cârciun. Unde ai fost. Nu știu unde ai fost în Praga. Ba da, ba da. Da? Nu da. Știu unde ai fost. Deci la restaurant, la berărie. Unde mai bei tu la noi cu 8 lei o halbă? Deci o halbă de bere de jumătate de litru, da. Era 8 lei. Tu numești la restaurant în centru. Tonetele de pe stradă? Nu, nu. Restaurant, restaurant. Bine, da. Mă, coleg. Și se și mănâncă bine, mi-a plăcut în Praga. Da, cu taximetriștii să aveți grijă. Da. Cu schimbul valutar să aveți grijă, au țapțarapurile lor. Da, 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 da. La schimbul valutar, ca la noi pe vremuri. Nu mai știu dacă mai e așa, dar era cu comisiuni peste tot și nu ți l-a fișat și te păcălea de nu te la bancomat, da. Te distruge dacă scoți bani, îți ia tot felul de comisioane, da. Comisiuni că ai folosit tastatura, comisiuni. Sunt mai șmecheri decât aproape ca românii, știi, nu mă așteptam deloc. Da, da, mult. Bine. Ne oprim aici cu tichetul săptămâna asta, dar venim săptămâna viitoare. Simt că, deși am ajuns în Praga, cred că ne plimbă Vlad. Am rezistat două zile, dar acum în Praga sunt atât de multe locuri încât am speranțe că rezist până marți. Așa te bucur eu. Da. In the morning. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM.